Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila. Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vom face împreună piept de pui în sos delicios de ardei copt, o rețetă simplă, ușoară și pe care o puteți încerca de fiecare dată când nu mai știți cum să gătiți carnea de pui. Ca ingrediente vom avea nevoie de 4 jumătăți de piept de pui, 2 cepe tăiate solzișori, un ardei gras roșu, galben și unul verde, toți tăiați solzișori, 3 căței de usturoi, 3-4 linguri de ulei, o jumătate de legătură de pătrunjel, 50 de grame de parmezan răzuit, 4 ardei copți, 100 de grame de cremă de brânză, o linguriță de ierburi aromatice, una de boia dulce și bineînțeles că vom avea nevoie și de sare și de piper. Pentru început va trebui să condimentăm pieptul de pui. Am aici 4 jumătăți de piept de pui pe care nu le voi tăia, deci voi lăsa fiecare piept de pui așa cum este el. Pentru început îl voi condimenta cu sare și cu piper. Apoi voi adăuga boiaua. Și ierburile aromatice, bineînțeles că puteți folosi orice fel de condimente vă plac. Voi întoarce pieptul de pui pe partea cealaltă și voi proceda la fel. Voi adăuga acum puțin ulei peste carne. Cam jumătate din întreaga cantitate. Și voi face puiului un masaj bine meritat. Puiul este foarte bine acoperit de condimente, așa că îl voi lăsa deoparte cât timp mă voi ocupa de sosul de ardei copt. Pentru sosul de ardei copt, voi începe cu ardei copți pe care îi voi pune într-un recipient înalt. Am aici aproximativ 400 de grame de ardei pe care l-am copt. Peste el voi adăuga puțină apă și îl voi pasa foarte bine cât să obțin un fel de piure de ardei copt. În piureul de ardei copt voi adăuga crema de brânză și o voi incorpora și pe ea, tot cu ajutorul blenderului. Voi transfera amestecul într-un bol. Iar în el voi adăuga și parmezanul. Parmezanul este sărat, așa că aveți grijă câtă sare puneți în preparat. Sosul este gata, așa că îl voi lăsa deoparte până când voi avea nevoie de el. Pentru a găti pieptul de pui, voi folosi tigaia antiaderentă Tefal Ingenio Unlimited, folosesc gama Unlimited de ceva vreme și așteptam cu nerăbdare și varianta Ingenio. Îmi place foarte mult varianta Ingenio pentru că tigăile au mânerul detașabil. Iar tigăile se pot depozita una în cealaltă. Iar în felul acesta ocupă mult mai puțin spațiu în dulapurile din bucătărie. Mânerul este foarte ușor deconectat și de deconectat. Iar tigaia este una de foarte bună calitate, are un înveliș foarte rezistent la zgârieturi din titaniu și poate fi folosită pentru o perioadă lungă, rămânând în acea stare perfectă. Beneficiază și de tehnologia Thermosignal, asta înseamnă că vom ști când tigaia este perfect încălzită, iar în felul acesta mâncarea se va găti uniform și va fi perfect gătită de fiecare dată.
Asta voi face și eu. Voi începe prin a preîncălzi tigaia și voi aștepta ca senzorul termosignal să ajungă de o culoare roșu aprins. Puteți observa acum diferența între tigaia încălzită și cea neîncălzită, așa că pot adăuga uleiul, cel care ne-a rămas, și voi adăuga pieptul de pui. Rumenesc carnea de pui pentru 3-4 minute pe fiecare parte sau cât să capete o culoare frumoasă. Voi întoarce acum bucățile de pui. Nu vreau să gătesc carnea în totalitate în acest moment, pentru că apoi toată mâncarea va merge oricum la cuptor. Carnea s-a rumenit, așa că o pot scoate din tigaie. Iar în aceeași grăsime voi pune ardeii și ceapa și voi lăsa legumele să se înmoaie pentru aproximativ 4-5 minute. Când legumele s-au înmuiat, pot adăuga și usturoiul și îl voi găti și pe el pentru cel mult un minut. Voi adăuga apoi sosul. Miroase absolut incredibil, nu aveți idee cât de bine poate să miroasă. Voi adăuga puțină apă pentru a subția sosul. Pune suficientă apă cât să aveți o consistență cremoasă. Acum pot adăuga și pieptul de pui. Iar acum toată mâncarea va merge la cuptor. Tigăile Ingenio se pot folosi pe toate sursele de căldură și se pot pune și la cuptor, fără mâner. Am pus mâncarea în cuptorul preîncălzit la 200 de grade și o voi lăsa pentru aproximativ 30-40 de minute sau până când carnea de pui va fi bine gătită. Mâncarea este gata, așa că o pot scoate din cuptor, iar deasupra îi voi pune pătrunjel verde. Miroase foarte, foarte bine și este și foarte gustoasă. O lasă să răcească pentru aproximativ 5 minute, apoi poate fi servită direct din tigaia Tefal Ingenio. Ceea ce rămâne poate fi pus la frigider cu tot cu tigaie, iar apoi aceasta poate fi spălată la mașina de spălat vase, fără mâner. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de piept de pui în sos de ardei copt. Este o mâncare simplă, ușoară și foarte gustoasă. O puteți servi cu cartofi, cu orez sau cu mămăligă, dar merge la fel de bine și cu pâine proaspătă cu coaja crocantă. O puteți prepara cu carnea voastră preferată și este minunată pentru întreaga familie. Sper din suflet să încercați și voi rețeta și să vă placă. La revedere!